ușor, nu mișca, nu te mișca. Tarzan! Era un mamba negru. Tocmai îl pictam. Ah, serios, în viață ai mai multe decât să te bâții pe liane și să salvezi oameni. Cum ar fi muzica, știința, artele? Mușcătura lui ucide un elefant. Oh. Oricum, n-aveam o perspectivă bună. Tarzan! Hei, Tarzan! Am recepționat un SOS pe radio. SOS? Ce e un SOS, Turk? Apelul de urgență al oamenilor. Strigă de oricum stupide. Un vas are necazuri acolo pe coastă. Iar trebuie să salvezi oameni. Scuze. Repede, t-a întors spre plajă. O, Dumnezeule, se scufundă. Niciodată să nu-ți pierzi speranța. Vei ști să înțelegi dragostea, să crezi în ea. Și calea ta, și calea-ți vei afla. Niciodată să nu-ți pierzi speranța. Vei ști să capacitate pulmonară a unii. Hazel! Tarzan! Ce minunat că ne revedem! O mai știi pe Eleanor? Cântată, o știi pe Greenley, desigur. Mă bucur să te revăd, Tarzan. Vreau să ți-l prezint pe... Cum să zic? Pe... Prietenul ei. Exact. Prieten. Henry. Da. Ah, îmi pare bine. Ups. Acum că am terminat cu politețurile, n-ai putea să... Ne ajut! Te rog, ajută-ne! Mă tem că nu pot să mai, înțelegi? Nu pot să... Stăm aici cât putem, apoi înotăm spre mal. Am o mică problemă. Nu știu, de fapt, să not. Plăcere să te cunosc, Henry. Ah, eu nu vreau, mersi, dragă, Greenley. Oh, da, n-avem nevoie de niciun fel de confort. Am venit pentru aventură. De fapt, eu am venit doar pentru că țin la tine, Greenley. Oh, Henry, serios? Adevărat? Da, absolut. Deși abia aștept să fac cercetări despre cutremure. Ah, din păcate, Henry e geolog. Vă imaginați ceva mai oribil? Studiez pietre toată ziua! Ah, păi,
Da, de aceea am și un mic hobby. Oh, da! Henry cântă și la A Boy. Cântă minunat! Grilly, poți să mă ajuți puțin? Pare foarte drăguț. Chiar crezi? Adică mie îmi place. Dar de ce Dumnezeu l-a adus în junglă? Păi, de la ultima noastră vizită, Eleanor și Hazel mi-au tot zis că Henry e un pic, cum să spun? Bleg. Și plicticos. Nu știu ce ai găsit la el, Grinley. E cu siguranță sensibil. Eleanor spune că jungla îl va face, știi, mai... bărbat. Și atrăgător, ca Tarzan. Adică toate femeile vor bărbați educați. E adevărat, Jane? Păi, desigur. Dar serios, Hazel, trebuie să apreciem oamenii pentru ceea ce sunt. Oh, îl apreciem din plin pe Harry pentru ceea ce e. Da, da. O pereche total nepotrivită pentru draga Greenley. Îmi vor numai binele, vezi? Oh, Jane și-ar dori să fiu mai educat. Poți să mă înveți să cânt la oboi? Păi, vezi? Muștucul e din trestie. Prin care, da, sufli aerul, iar când miști degetele, se schimbă tonalitatea. Adică așa? Da, 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 exact așa. Tarzan, n-ai vrea să-l înveți pe Henry să se agațe de liane? Stabilește ținta, găsește liana care să te ducă și ține-te bine. Stabilește ținta, găsește liana, da? Ține-te și... N-am nimic. Trebuie să-și îmbunătățească stilul, Greenley. E doar un geolog. Da, e și cântăreț. Cred că ar trebui să-l acceptați pe Henry așa cum este. Doamne Tarzan, doamne Tarzan, uite, am o eczemă. Îți dai seama ce înseamnă? Dezastru iminent. De ce se plânge Jane? Așa e, Tantor, mereu panicat. E doar o iritație, Tantor. Oh, să-i spun lui Tarzan. Uite, Harry o să mai încerci odată. Tac, unde-i Tarzan? Unde-i Tarzan? Au, hei, e ocupat. Îl învață pe blegul ăla să cadă din copaci. Trebuie să vorbesc cu el. Am o eczemă. Oh, da, cred că abia aștepta să afle vestea. Oh, tu nu înțelegi. Fac eczeme numai înaintea unei catastrofe naturale. Se va produce un dezastru. Aici ai dreptate. Fii atent la tip. Îmi pare foarte rău că te-ai rănit. La naiba! Am tot atâta treabă cu lianele cum ai tu cu prezicerea cutremurelor. Asta cum se folosește? Da! Vezi, receptorii electromagnetici sunt sensibili la mișcările pământului. Chiar și cea mai mică mișcare acul înregistrează. Vezi? Harry a fost deplorabil la cățăratul în copaci. Să încercăm călăritul elefanților sălbatici? Sălbatic? Oh, vai, dar de unde să găsim un elefant sălbatic? Mai știi ce a zis Jane despre cum e Tantor panicat? Ești sigură că Tantor nu se supără? Oh, nu, îi place să fie călărit, nu-i așa, Tantor? Sigur, de ce nu? Oricum n-am de ales. Nu e corect ca eu să stau aici și voi, doamnelor, să mergeți pe jos. Data viitoare ne suim noi. Unde este Eleanor? Imediat. Sfânta mama a mastodonților! Un mapa negru! Aaaa! 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 Aaaa!
Hai de mine! Aș zice că a mers foarte bine. Hai, Henry! Hai! Felicitări, Grinly! Se descurcă binișor, nu-i așa? Da, sunt uimită! Nu știu să-l not. Harry! Oh, Harry, slavă Domnului că ești tăpăt! Tarzan, iar mi-ai salvat viața. Cum aș putea să-ți mulțumesc? Aș vrea să-mi explici ceva. Liniile astea înseamnă că a fost cutremur? Cum? Eu n-am simțit nimic. Multe mișcări sunt prea slabe. Dar uite aici, ce informații! Este minunat! Spune-i, Grinly! Ce s-a întâmplat, Grinly? Păi, știi, fetele și cu mine te-am adus aici ca să te întărești un pic. Dar acum, la sfârșit, Henry, ele cred că ești un pic... Un papă lapte! Un leșinat! Asta a căldeți voi! Regret, Harry! Noi ne gândim numai la binele lui Grinly. Spune-mi, Grinly, asta crezi și tu despre mine? Oh, Harry! Păi, adică vreau să spun așa... Uf! Harry, unde te duci? Plec! Mi-ești foarte dragă, Grinly, dar e clar că tu nu simți la fel. Harry, stai! Nu-l poți lăsa să plece, Grinly. E clar că-l iubești. Dar Hazel și Eleanor cred... Oh, cui pasă ce cred ele? Ele nu-l văd cum îl vezi tu. Oh, ce mă fac acum? Tarzan, am vrut să zic adio înainte să vină dezastrul prezis de eczemă. Mai ții minte când ți-am spus că te faci de râs? Scuzați-l! Stai! Ce catastrofă, Tantor! Se apropie ceva rău, Tarzan! Am simțit toată ziua! Da, și eu cred că o să fie încă un cutremur. Oh, n-a fost puternic, din fericire? Nu s-a terminat. Wow! Ce mai presimțire ai, amice! Ce bine că te-am ascultat! Da, dar acum mă cam supără angina! Haide! Oh, ce mai e? Oh, sunteți bine cu toții? Oh, da! Așa cred! Da! Haideți într-un loc înalt! S-ar putea forma un val de flux! În subtilul limbaj al trupului, angina înseamnă du-te la înălțime! Uite valul! Dumnezeule! Fugiți! Grinly, stai! Nu-l poți întrece! Tarzan, trebuie să-i salvăm! Întâi te salvez pe tine! Oh, un studiu al valului de flux va pune lumea pe Jurassic! Repede, Tarzan! Oh!
Sper că toată lumea e ok. Nu mai alergați! Repede, sus în copac. Nu mai rezistăm. Uite! Săriți! Hei, hei, cred că mă simt bine. Poate că s-a terminat. Grinley, Eleanor, Hazel! Tarzan, trebuie să-i găsim. Pot fi în pericol. Dacă mai trăiesc. Oh, de ce mereu ne pierdem în junglă când se întunecă și mișună sălbăticiunile astea prin jur? Dacă nu ne întoarcem până seara, suntem... Terminate, Grilly, terminate. Nicio grijă, te-am prins. Bufon neîndemânatic. Dacă era Tarzan aici... E, fie să fie, Tarzan nu e aici. M-ați adus aici să mă întăresc. Bine, acum e vremea să arătăm fiecare cât de tari suntem. Acești să nu zic ce sunt din tabăra profesorului. Să mergem după resturi până acasă. Bravo ție, Grinley. Bine, toată lumea la drum. Adică ar putea fi mâncați de leopard sau înghițiți de mlaștină sau... Poate nu sunt eu educat, dar sunt bun la salvat oameni. O să-i găsesc. Tarzan, tu chiar credeai... Doamne! Bine, mi-amintesc că am mai trecut pe aici, cred. Doamne! Răpăturile indică un punct slab. Exact, cred, acolo. Hei, Harry, nu credeam că geologia poate fi așa interesantă. Când te gândești că nu înțelegeai ce am găsit la el. N-am nicio idee cum să ne cățărăm aici. Știu eu, l-am văzut pe Tarzan cum face. Doamne, cred că nu mai pot să mă țin. Îl vrăjește cu urâtul ăsta de șarpe mamba. Haide, Eleanor, repede! Ai pățit ceva, Eleanor? Henry, tu mi-ai salvat viața. Nu știam că oboiul ar putea fi așa de... Bărbătesc, Eleanor, bărbătesc! Și acum am intrat într-o mlaștină. Stop! Nu făceam noi zgomotele astea? Crocodile! Nu știu un cântec și pentru crocodil, nu-i așa, Harry? Mi-e teamă că n-am partitura asta în repertoriu. Luptă cu crocodilii! Pot să fiu de vreun ajutor, oare? Sunt peste feri? Harry! Nu! Am reușit! Chiar m-am luptat cu... știți voi, un crocodil! Harry!
Ești pur și simplu, cum să zic, adică... Da, eu... cum să zic? Hai acasă! Întotdeauna devin agitată când oamenii șușotesc. Exact! După o analiză completă, am ajuns la concluzia că suntem... Am fost... Cum să zic eu? Îngrozitoare! Te-am judecat foarte greșit, Harry. Ne poți ierta? Mă iert și pe mine? Am știut de la început ce educat ești, dar eu... Nu știu... Nu ți-am spus-o. Păi, sigur, draga mea, și eu... Mă bucur așa mult pentru că eu... Cum să spun, eu... dar apreciez foarte mult. Pare rău că nu sunt așa educat ca Henry. Tarzan, se pare că și eu am uitat să-ți spun cât de mult apreciez. Muzicianul, prezicătorul meu de cutremure, luptător cu crocodil, salvator de vieți și cel mai educat om din lume. Let's join TJ and the gang next as they take a break in recess on Disney Cinemagic.